Hei, salutare la toți cu voi de Mass Show și astăzi facem întrebări și răspunsuri. Să începem! Cristina Nacu, lucrezi? Dacă da, atunci unde? Nu lucrez, nicăieri nu lucrez amuia, stau acasă și mă odihnesc în vacanță de vară. Smochina Valeria, din ce sat ești și câți ani ai? Sunt din satul Hiliuț și am 18 ani. Pe 20 noiembrie fac 19 ani. Sergiu B, ești din Republica Moldova? Din ce parte? Da, sunt din Republica Moldova și sunt din partea de nord a Republicii Moldova. Pisoiul Tomita, câți ani ai? Ai mașină? Ești din Moldova? Am 18 ani, mașină n-am, am vândut-o. Da, sunt din Republica Moldova. Care e мелодия та преферата. Малый пап взрослел. Daniel Rusu, cine te-a îndemnat să te apuci de YouTube? Eu m-am îndemnat să mă apuc de YouTube și m-am îndemnat și m-am apucat. Și e foreSuper. Adrian Malai, ai plecat vreodată din țară? Dacă da, unde? Am plecat, am fost odată în România, odată în Polonia și de vreo 3 ori în Ucraina. Ionut Sticu, de ce ți-ai pus numele Dimas Show MD? Fiindcă mă cheamă Dimas, show-ul e show-ul meu, Dimas Show, și MD se descifrează ca Moldova. Și la un loc spune este Dimas Show Moldova. Iacă de asta ne-am pus numele Dimas Show MD. Edi Eduard, ai o iubită și ai frați? N-am iubită și n-am frați. Am numai o soră și ne ajungi tare ghin. Minezon Ben, cum ți-a venit ideea ca să plâcă backcordul canalului să fie o mămăligă? Fiindcă mămăligă e o bucat tradițională din Moldova și vreau să reprezint țara mea, Republica Moldova. Spaci Bob, unde înveți și câți ani ai? Am terminat 3 ani de școală în centru de excelență în servire și preparare alimentelor, profesia bucătar. Vladic Mary, ce te-a făcut să te apuci de YouTube? M-a făcut să mă apuc de YouTube faptul că îmi place foarte mult să creez zâmbete noi pe fața altor oameni. Și eu mă strădui foarte mult să creez zâmbete pe fața voastră. Sunt foarte bucuros când vă văd pe voi zâmbind. Dacă ați zâmbit vreodată privind videourile mele, atunci puneți like și abonați-vă numai decât la canal. Alin, la câți ani ai avut prima ta iubită? Prima mea iubită am avut-o la 15 ani. Cristina, ce faci atunci când cineva te rănește atât de mult încât parcă simți fizic durerea din suflet? Labă. Fac labă. Într-adevăr, Cristina, nu m-a rănit așa tare mult persoane, fiindcă eu m-a stărut să fiu foarte indiferent la faptul că când cineva mă rănește. Eu nu sunt așa tare rănitor, nu mă rănește așa de ușor. Eu m-a stărut să fiu foarte indiferent, dar dacă totuși cineva m-a rănit, mă distrez cu prietenii ca să mă sustrag de la toată durerea asta din suflet. Lisa, ai prietenă? N-am prietenă. Alina, ce reușești să faci în 60 secunde? În 60 secunde pot să reușesc să-mi fac patul, să mă îmbrac, să mă dezbrac, să beau bar cu bere, să... Foarte multe și pot să reușesc să fac în 60 secunde. Daniela, cum te-ai simțit dacă cineva o să te înșele? M-aș simți rău, dar totuși aș fi indiferent, fiindcă ei s-au făcut alegerea ei și eu n-am și sta în cale ei. Octavian, cum ai reacționa dacă peste o zi vei avea 1 milion de euro din YouTube? Asta eu nu cred ca să fie vreodată, că eu o să am 1 milion de euro în YouTube, dar totuși să-mi imaginăm. Cam așa ar arăta. De ce te-ai apucat să te filmezi? Fiindcă îmi place foarte mult lucrul ăsta și vreau să, mai repet odată, vreau să creez noi zâmbete pe fața altor oameni. Mihai, ce știi despre satul Mărândeni? Știu că acolo oamenii sunt foarte primitori și sunt foarte super. Am fost în Mărândeni la hram, m-au primit băieții foarte super și fetele și tot. A fost foarte vesel, dar nu-mi cam place că acolo sunt și fete mincinoase. Nu toate sunt mincinoase, dar unele din ele sunt mincinoase. Andreea, ai cere vreodată o bătrână în căsătorie numai pentru ca să-ți rămâi averea? N-aș cere. Măghinea aș trăi sărac, dar cu o fată frumoasă și mai tânără decât mine, mai mitic decât mine. Și iarăși Mihai, câți bani ți iasă cu YouTube-ul? 1 milion de euro, dar ai văzut, numai și am spus. Lera, cum ai vrea să fie viitoarea ta soție? Aș vrea să șibă cu minte, să mă asculte pe mine, să fie bă frumoasă și să șibă femeie. Vica, ce ai mâncat? Căcat cu gust de ciocolată sau ciocolată cu gust de căcat? Mai stupidă întrebare n-am mai văzut. Întâi răspundem tu în comentariu la întrebarea asta și apoi eu mă voi stărui să-ți răspund și ție la întrebarea asta. A, infinit, P. Câți ani ai?
Am 18 ani. Cătălina, ci, care a fost cel mai groaznic coșmar al tău? Cred că cel mai groaznic coșmar al meu a fost când am visat că a venit poliția să mă iei la armată. Dacă v-a plăcut video de azi, numai decât puneți like, abonați-vă la canal, trimiteți video la prieteni, la prietene, distribuiți-l pe Facebook, pe toate rețelele de socializare care aveți. În descriere va fi linkul meu de la Facebook, numai decât abonați-vă și la grupul meu din Facebook. Cu voi a fost Dimas Show, ne revedem în continuare.